Bucuria de a împărți cu ceilalți este ultima campanie de donare de sânge din acest an, organizată de Societatea Vital în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș. Peste 30 de angajați din Agenția Baia Mare au donat sânge și de această dată, arătând modul pozitiv în care este văzută campania și actul donării de sânge. Cea mai mare parte din donatori a fost formată din angajați deja fideli ai campaniei, dar și din angajați noi, care s-au alăturat demersului Societății Vital, donând sânge pentru prima dată și ajutând în acest fel semenii aflați la nevoie. Pentru recoltare s-au folosit materiale sterile de unică folosință, iar înainte de recoltare, toți cei care au dorit să doneze sânge au fost consultați de un medic și li s-au făcut câteva testări pentru a se stabili dacă îndeplinesc toate condițiile pentru donare. De asemenea, fiecare donator a fost asistat de un medic și o asistentă pentru a preveni orice fel de reacții post-donare. Pe parcursul celor 4 ore de donare, peste 30 de persoane s-au prezentat să doneze sânge și s-au recoltat aproape 14 litri de sânge. Acțiunile de responsabilitate socială au găsit mereu o largă deschidere din partea conducerii Societății Vital, ele fiind puse în practică de reprezentantele Departamentului Relații Publice.